Dragi prieteni, sunt Sorin Sandu și în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Rom pentru România vă propun un subiect care a ridicat anumite semne de întrebare în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, mai concret ale drepturilor copilului. Copiii au drepturi, indiferent unde s-ar afla, în familia naturală, în familia substitutivă, acasă, în instituțiile statului, la școală, părinții, familia, toți cei care lucrează cu copiii ar trebui să cunoască aceste drepturi și, mai presus de toate, autoritățile publice, locale și centrale au obligația de a garanta și de a promova respectarea drepturilor copilului. Spuneam că vă propun o emisiune care ridică anumite semne de întrebare în ce privește respectarea drepturilor copilului, mai ales că este vorba despre o țară civilizată și mă refer la Marea Britanie. Luna trecută, în 18 iulie mai precis, un grup de polițiști a intrat cu forța într-o familie de cetățeni români de etnie romă de acolo, din orașul Leeds, pentru a le lua copiii conform unei hotărâri judecătorești. Despre această situație, despre respectarea drepturilor copilului în Marea Britanie, cu extindere, sigur, și la noi, și despre situația romilor din Marea Britanie, vom vorbi în emisiunea de astăzi cu doamna Nicoleta Bițu, consilier afaceri europene în cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Să rămâne, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Și domnul Costel Bercuș, de asemenea consilier afaceri europene în cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Bine ați venit, domnule Bercuș! Mulțumesc pentru invitație! Stimați invitați, vă mulțumesc că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a discuta despre acest subiect și v-aș propune, pentru că sunteți direct implicați din partea Partidei Romilor Pro Europa, în sensul că ați mers acolo, ați documentat cazul, ați discutat și probabil că ați ajuns la unele concluzii, să dezbatem acest subiect pornind de la un scurt rezumat al faptelor așa cum le știți dumneavoastră. O să încep eu. Vă rog. Pe scurt, cazul a început în luna aprilie anul acestui an, când nepotul bebeluș al familiei în cauză a fost scăpat din brațe de o altă minoră, de unul dintre copiii din casă. Ulterior, părinții l-au dus la spital și atunci, când n-au știut să răspundă ce s-a întâmplat cu bebelușul, medicii imediat au chemat protecția copilului. Trebuie să menționez aici că, din experiența mea proprie de lucru în Londra de 5 ani de zile, o mare problemă cu care cetățenii români de etnie romă se confruntă e calitatea traducerilor. Pentru că dacă nu vorbești bine limba engleză, serviciile îți dau posibilitatea să ai un traducător prin telefon. Traducerea nu este cea mai bună calitate. Plus că există această frică a oamenilor noștri față de autoritățile în general. Și toate lucrurile astea au contribuit la lipsa de comunicare foarte concretă și clară din partea părinților cu medicii. Deci n-au știut să răspundă întrebărilor de ce copilul a ajuns exact, la spital. Exact. Și de ce n-au știut? N-au văzut că cel mic i-a căzut din brațe fetiței? Nu, n-au știut. Au aflat ulterior, pentru că era sora mamei bebelușului, adică mătușa bebelușului, minoră la rândul ei, i-a fost teamă să spună că l-a scăpat. N-a spus că a scăpat copilul din brațe și a ajuns ulterior la spital. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat, e clar că medicul și-a făcut datoria să cheme protecția copilului. Unde s-a întâmplat abuzul a fost că au fost ridicați toți patru adulți din casă, adică părinții bebelușului și bunicii bebelușului. Au fost luați de către autorități. Da, adică aici a fost abuzul cel mai mare și în momentul respectiv, când s-au ridicat cei patru adulți din
pentru interogare, au rămas ceilalți patru minori ai bunicilor în custodia statului. Adică aici a fost primul pas de abuz care s-a produs. Al doilea a fost că în luna cei patru minori care erau ai bunicilor au fost dați în îngrijirea unei mătuși. Eu am văzut niște imagini pe rețelele de socializare, pe Facebook, transmise de oameni de acolo, în care era evident un abuz, era evident un act forțat în iulie, exact, în care un grup de polițiști au intrat și cu forța i-au luat pe cei patru copii pentru a-i duce în plasament. Nu înțelegeam de ce și am tot încercat să înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Dumneavoastră deja ați menționat de abuzuri. Dar cum se întâmplă acolo? Pentru că ați fost acolo, ziceți, de 5 ani de zile lucrați și sunteți... Ați lucrat acolo în Londra și știți situația. Cum se întâmplă în momentul în care apare un, să zicem, abuz sau o situație cu un minor? E luată toată familia, părinți, bunici, sunt luați toți la investigații, copilul rămâne singur în casă? Nu. Asta e procedura? Adică e luată toată familia? E un abuz clar, pentru că de obicei se ia cei doi părinți ai copilului în cauză și nu imediat sunt luați și închiși. Adică și mai întâi e un proces de investigație, de cercetare. Se așteaptă rapoartele medicilor, se așteaptă rapoartele asistenței sociale, protecției copilului, adică nu e imediat se ridică totul și ei pe părinți. Ei oricum au venit cu mandat din partea judecătorului, adică l-au prezentat. Da, două oară au venit. Deci în cazul ăsta, Sorin, au fost două instanțe. Asta vorbesc. Au fost două momente. Momentul din aprilie, când bebelușul a fost scăpat din brațe de una și din mătușile minore. Și al doilea moment este momentul iulie, când fiind copiii supravegheați de asistența socială și protecția copilului, fiind în plasament la mătușă și întâlniri cu părinții sub supravegherea asistenței adică, sociale... Adică, în momentul ăla, copiii nu mai aveau relație directă și neintermediată cu părinții. Exact. Deci, de câteva luni de zile erau în plasament la mătușă. Ce s-a întâmplat este că mătușa a întrebat, s-a terminat școala, pot călători cu copiii în România, în vacanță, să-și vadă familia, să aibă contact cu cultura, să fie acolo, adică sigur, normal. Cetățenii români, în perioada vacanțelor, toți imigranții fac asta, exact. De pe lumea asta, nu numai cetățenii români, toți imigranții din istoria omenirii asta au făcut și fac în continuare. Și în momentul acela, asistenta socială care s-a ocupat de caz a semnalat judecătoarei că este un abuz și că vor să fugă copiii din țară. Această prejudecată față de oamenii noștri, față de poporul meu, ca să ne calificăm despre cine vorbim, rom, contribuie cumva la exagerarea și la oamenii din sistemul de protecție socială din Anglia vin cu prejudecăți față de oamenii noștri și orice se întâmplă, ei exagerează de 10 ori. Această vorbă sau această faptele oamenilor noștri. Da, pentru că prejudecățile lor și cumva în ce a fost surprinzător pentru mine și șocant în același timp e să văd cât de liberală este societatea din Marea Britanie în ceea ce privește drepturile, sunt cei care au scris Carta pentru Drepturile Omului, să văd cum mentalul colectiv al Marii Britanii în ceea ce privește romii și travelers și gypsies sunt în secolul XVIII. Adică aceeași narațiune de secolul XVIII se găsește acum. Și asta are o consecință în felul în care sunt tratați oamenii noștri de către toate serviciile, inclusiv poliție, inclusiv servicii sociale. Și atunci, pe tot fondul ăsta, asistenta socială care s-a ocupat de caz a zis că vor să facă copiii din țară. Și au ajuns din nou la judecătorie. În momentul ăla a fost încă o înfățișoară la judecătorie și au hotărât judecătoarea pentru că părintele, tatăl nu știa unde sunt pașapoartele rătăcise, nu știa exact unde sunt, l-a suspectat că minte judecătoarea și în momentul ăla a dat mandat să fie ridicați copiii și de la mătușă.
Deci acolo orice inadvertență, orice nepotrivire cu așteptările autorităților se soldează cu o suspectare că... Da, dacă ești rom, da. Niște, dacă ești rom, da. Domnule Vercuș, m-aș îndrepta către dumneavoastră pentru că de asemenea sunteți implicat direct în sensul că ați fost acolo și ați documentat alături de doamna Nicoleta Bițu această situație. Cum se explică această atitudine a unei țări care se vrea o țară cu deschisă, liberală, cum zicea doamna Bițu, în relația cu romii? Misiunea noastră a fost să ne întâlnim cu diferiți actori. Am avut întâlniri inclusiv cu reprezentanții misiunii diplomatice a României la Londra, am avut întâlniri cu organizațiile non-guvernamentale și acum și cu poliția. Și cu reprezentanții poliției, bineînțeles, centrul comunitar din Leeds și așa mai departe. Dar aș dori să fac o precizare care cred eu că este foarte importantă să o facem încă de la început. Și anume faptul că noi nu putem generaliza pentru că am putea să greșim. Noi putem doar să încercăm să înțelegem care este fenomenul. Cazul din Leeds ne dă oarecare tendință. O tendință care se întâlnește deseori în ceea ce privește practica utilizată de asistenții sociali, de serviciile de protecție a copilului, de poliție, care este instituția conform legii, care are puterea să folosească forța. În cazul copiilor din Leeds, poliția, și asta se știe și sunt anchete care sunt în desfășurare, așteptăm și noi rezultatul acestor anchete, în cazul copiilor din Leeds, poliția a folosit în mod disproporționat forța. A folosit cătușe împotriva unor copii. Dumneavoastră spuneați la începutul emisiunii faptul că copiii se beneficiază de o protecție specială. Cu atât mai mult, Marea Britanie este țara care are, din punct de vedere al procedurilor, al normelor legale, cea mai dezvoltată legislație în ceea ce privește protecția copilului, drepturilor și libertăților acestora. Este nefericit să vezi că într-o țară care are toate aceste standarde de protecție, acele instituții care trebuie să protejeze copiii sunt cele care abuzează copiii. Iar în cazul din Leeds, din nefericire, despre asta discutăm. Despre un abuz care a avut efect de bulgăre de zăpadă, făcut atât de asistenții sociali, care și ei la rândul lor sunt sub anchetă în momentul de față. Prima măsură care s-a luat de către autoritățile responsabile și factorii decidenți din Leeds a fost să îndepărteze asistenții sociali care s-au ocupat de acest caz. Asta a fost prima măsură. O a doua măsură a fost să pună sub investigație polițiștii care au intervenit în cadrul evenimentelor pe care le-am văzut cu toții pe diferite canale de comunicare, folosind forța împotriva acelor copii care nu era necesară. Și cătușele, eu asta n-am înțeles. Și cătușele. Cu toată obiectivitatea pe care trebuie să o manifest, deci, recunosc că m-am revoltat văzând că protejeze acei copii luându-i cu cătușe la mâini. A fost un abuz. Da, asta misiunea noastră acolo și cu mandatul cu care am plecat de la București din partea Partidei Românilor a fost tocmai să privim asupra acestor lucruri, să discutăm cu toți acești actori. De asta ne-am întâlnit și cu reprezentantul poliției la nivel de regiune, cum ar fi la noi județ. Și am avut o discuție destul de constructivă, fără să acuzăm nicio parte, nici cealaltă, dar să înțelegem în detaliu unde s-a greșit, pentru că aceste greșeli să nu se mai repete. Și cred că ăsta este interesul nostru al tuturor, atât al misiunii diplomatice, pentru că, de fapt, vorbim de cetățeni români, în fond și la urma urmei, sigur, care aparțin etniei noastre, dar în același timp de a ne asigura că autoritățile din Marea Britanie nu transformă astfel de cazuri, care am înțeles că nu sunt izolate, din nefericire, tendința de a duce legea dincolo de limitele ei și de a duce anumite decizii ale asistenților sociali când e vorba de copiii romi în special, în zona de abuzuri, aceste tendințe există și asta ne îngrijorează pe noi cel mai mult. Deci pe noi, ca și experți care lucrăm de niște ani în acest domeniu, vrem să ne uităm la cauze, să ne aplicăm asupra lor, să înțelegem cât mai bine ca în măsura în care putem să le prevenim sau să rezolvăm parte din ele, să o facem timpuriu, să nu așteptăm ca ele să agraveze. Recunosc că undeva m-am gândit, există o dreptate, adică văzând atâtea, poate nu e bine ce spun, văzând atâta nedreptate, atâta violență din partea polițiștilor pe care îi vedeam filmați acolo, dând cu bastoane în cetățeni, forțându-i, oamenii protestau pe bună dreptate, nu vreau să li se ia copiii. Și văzând acele imagini revin care m-au oripilat cu acel copil, cred că era o fată încătușată și un băiat era. Încătușat și băgat într-o dubă a poliției respective,
pentru a-i se proteja drepturile. Am zis că în momentul în care am văzut mașina răsturnată, e un pic de dreptate acolo, deși vreau să întreb acum, romii sunt cei care au răsturnat mașina, oamenii care erau acolo de etnie romă, pentru că unii dintre ei ziceau, domne, vedeți că trebuie să vină musulmani acum. Sunt pe acolo niște grupări, am înțeles, din ce am văzut în imaginele respective. Eu cred că trebuie să facem o distinție foarte clară în ceea ce numim și ce înțelegem noi prin protest și violența de stradă. Pentru că, de fapt, în Leeds, deși s-a pornit de la o revoltă, să spunem, un protest al oamenilor, o neliniște față de nedreptatea pe care o vedeau, s-a transformat ulterior într-o violență care a condus, bineînțeles, la incendierea pe care a mașinii de poliție și a autobuzului. Acum, niciunul, și cred că au fost foarte mulți oameni, inclusiv pastorii bisericii penticostale și organizațiile non-guvernamentale, consilierii locali din Consiliul Local, care au apelat la pace, la înțelegere. Tinerii din centrul local care au îndemnat să nu se comită astfel de acte de violență. Dar vedeți, noastră, când se ajunge acolo, mulțimea este mult mai greu de controlat. Noi condamnăm orice formă de violență. Vedem zilele acestea ce se întâmplă pe străzile și în orașele din Marea Britanie și nu suntem de acord. Însă, iarăși, trebuie să ne întoarcem din nou la cauze. Și cred că una dintre aceste cauze este diferența culturală sau diferențele culturale care există între diferite comunități și faptul că nu există punți de comunicare și de interacțiune, pe de o parte între autoritățile statului și comunitate, dar și între diferite comunități care conviețuiesc în același... Comunități, nu vă referiți doar la romi, ci la comunitățile multietnice. Să nu uităm că Marea Britanie este cea mai diversă societate din punct de vedere etnic, adică peste 200 și ceva de naționalități conviețuiesc în Marea. Naționalitățile alea care au fost colonizate de Marea Britanie. Cu siguranță, mare parte dintre ele, da. Au zis, venim și noi la voi. O mare parte dintre ele, da. Evident. E consecința colonialismului, adică au adus forțe de muncă după eliberarea din colonii și forțele de muncă au fost din fostele colonii. E clar că e cumva istoria își a... Aceste popoare au venit și au trăit în Marea Britanie. Sunt a doua, a treia generație deja, dar e rezultatul istoric al colonialismului. Dar rămânând cu acel specific etnocultural de care vorbeați mai devreme. Da, vedeți dumneavoastră, romii sunt la prima generație, poate la jumătatea din prima generație, pentru că foarte mulți romi care au plecat din România sau din alte țări din centrul și estul Europei, Bulgaria, Slovacia, Cehia și așa mai departe, și care se află de ani buni pe teritoriul Marii Britanii, ei s-au stabilizat și poate din punct de vedere cultural. Deci au copiii la școală, mare parte din copii cu care noi ne-am întâlnit sunt vorbitori de limba engleză, ceea ce nu se întâmplă în cazul părinților. Aceste bariere de limbă, de comunicare între părinți și autorități, fie că e școală sau alți reprezentanți ai autorităților, există, dar între copii și autorități nu mai există. Această tranziție va necesita probabil câteva decenii. Vulnerabilitățile există și pe noi asta ne preocupă. Familiile de rom, comunitatea de rom din Marea Britanie și din alte țări europene sunt vulnerabile și din acest punct de vedere. Din punct de vedere juridic, cum este situația unor familii din Marea Britanie, din punct de vedere lingvistic, faptul că nu știu să interacționeze și să-și uneori să-și ceară drepturile dacă este necesar sau să se protejeze atunci când posibil să comită anumite acte de abuz împotriva lor, fie că e vorba de organele de ordine publică. Și să cunoască, desigur, legislația de acolo ca să știe conform care legislații să acționeze. Interesul nostru ca și organizație este să ținem aproape și să fim cointeresați de ce se întâmplă cu destinul acestor comunități, acestor familii, acestor oameni care au ales să plece din țară. Ei rămân cetățeni cu drepturi depline ai României, aparțin acestei minorități și trebuie să facem tot ce e posibil atunci când au nevoie să-i putem să-i ajutăm. Faptul că au ales acest lucru, să plece din țară, să se stabilească acolo, nu e deloc de condamnat, pentru că e un fenomen care se petrece în toată lumea. Migrația, libera circulație este reglementată de legislația europeană, internațională. Diaspora românească în Marea Britanie este cea mai mare. Peste 1 milion de cetățeni români trăiesc în Marea Britanie în momentul de față. În Londra este al doilea oraș după Chișinău cu diaspora românească, cea mai mare.
diasporă românească este în Londra, după Chișinău, ca să ne dăm seama despre ce vorbim. Cumva, în condițiile acestea, înțelege autoritățile britanice, care acționează excedând uneori legea, cum a zis dumneavoastră, că o fac în binele, spre binele acelor copii. Dar spuneți-mi, din perspectiva dumneavoastră, ca și reprezentanța Partidei Romilor Pro Europa, care ați documentat și documentați această situație și probabil că și alte situații, care sunt următorii pași? Ce credeți că se va întâmpla cu acei copii, cu acele familii? De fapt, ce ar trebui să se întâmple în mod logic și normal? Noi suntem foarte conștienți că Partida Romilor nu poate fi acolo în fiecare zi față alături de oameni. Da. Dar cred că ce e important pentru noi a fost și în discuțiile cu domnul președinte Păun, a fost că să ne folosim puterea noastră de influență în așa fel încât să încercăm să prevenim astfel de manifestări. Și lucrăm acum la un plan de acțiune în care să includem mai mulți actori, inclusiv ambasada și consulatul României, organizații locale, deputatul romilor, Agenția Națională pentru Romi, în care să pilotăm în câteva localități unde avem o comunități mari de romi din România, anumite soluții pentru a înlătura cauzele de care vorbea Costel. Trebuie să, în același timp, trebuie să spun două lucruri importante. Romii apar pentru prima dată în recensământ ca naționalitate în recensământul Marii Britanii în 2021. Până în 2021, romii n-au fost recunoscuți ca o naționalitate pe teritoriul Marii Britanii. Al doilea lucru... Iertați-mă o paranteză, vorbim de romii imigranți, dar ei au și ei romii și travelerii lor. Exact. Nu? Aia deci... erau separați, dar romi care sunt în Marea Britanie sunt de mai mulți ani, nu de acum. Adică sunt romi care au venit din Polonia, din Cehia, din Slovacia, care nu au venit 2007, au venit dinainte de 2000. Și nu au fost recunoscuți. Și acum sunt recenzați. Acum au recenzat și recunoscuți. Din păcate, totul a fost online și tehnologia, din cauza tehnologiei, nu s-au înregistrat toți. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că Marea Britanie, în ceea ce privește politicile pentru romi, stă foarte prost. Observ că abuzurile în această Europa care clamează libertățile de tot felul, încep să cam ia amploare, dar e o opinie strict personală și poate subiectivă. Dar vă rog, voiați să interveniți mai devreme. Un mesaj la fel de important care trebuie spus și trebuie să ajungă acolo unde credem noi că trebuie să ajungă este și romii însuși trebuie să înțeleagă că, de exemplu, în Marea Britanie, copilul se bucură de o protecție foarte mare și să nu slăbim această curea de protecție. Adică sunt și cazuri când se întâmplă abuzuri împotriva copilului, iar instituțiile statului trebuie să acționeze. Trebuie să fim conștienți. Mesajul este valabil pentru toți. Nu are numai o limitare etnică. Dar atunci când te deplasezi, nu știu, în Marea Britanie, trebuie să fii conștient că copilul se bucură de o protecție sporită din punct de vedere a ceea ce înseamnă autoritățile. Poate tocmai că, sigur, autoritățile nu trebuie... Trebuie să fim conștienți și noi ca părinți atunci când ne deplasăm cu copiii, fie și în calitate de turiști într-o țară și atunci când întâlnim abuzuri care se întâmplă poate chiar lângă noi împotriva unui copil, să sesizăm actorii sau autoritățile care trebuie să ofere această protecție. Deci este un drum cu dublu sens. Adică, pe de o parte, trebuie să avem grijă să semnalăm acolo unde autoritățile depășesc limita legală și intră în zona poate de abuz. Poate din bune intenții, că asta vreau să zic. N-aș spune din bune intenții. Aici, în cazul de care vorbim, sau multe alte cazuri pe care noi le cunoaștem din experiența noastră profesională, nu se fac din bune intenții. Ele se fac din exces de zel, ele se fac pentru că știu că romii nu pot să se apere, pentru că nu înțeleg legea, că nu știu unde să adreseze, că nu cunosc limba și așa mai. Toate acestea la un loc conduc la aceste vulnerabilități de care vorbeam. Iar abuzurile sunt mult mai ușor de comis împotriva unor oameni care nu se pot apăra. Din păcate, poporul rom e unul dintre cele mai vulnerabile. Da. Iar noi trebuie să fim acolo. Noi trebuie să fim acolo, asta, să-i putem apăra, să-i putem ajuta, să-i putem îndruma. E important. E important ca noi să fim prezenți. Și să le generați, încredere despre dumneavoastră, încrederea în oameni. Deci oamenii, eu vreau să spun că am avut o zi destul de încărcată. E ziua în care noi ne-am întâlnit cu părinții, pe care nu i-am intervievat, pentru că nu au voie să dea interviuri până la următoarea fățișoară. Le-am respectat și intimitatea și durerea.
Și am fost o dată de dimineață și după aceea s-au dus să-și viziteze copiii sub supravegherea asistentului social cu traducător. Și după amiază m-am dus să o văd pe mama copiilor. Am avut o după amiază cumplită, pentru că femeia aia plângea în hohote și îmi povestea cum fetiței ei este frică să mai coboare când cineva bate la ușă la casa unchiului, este frică să mai dea cu ochii de străini. Și colac peste popoză, adică a fost sfârșitor, nu pot să vă redau în vorbe ce emoții au fost în ziua aia. Și colac peste popoză, poliția, aceeași poliție care a luat cătușe, acum câteva zile, intră din nou în acea casă unde sunt în custodie ca să caute să aresteze unul dintre suspecții care au fost la violență. Care locuia în casa respectivă sau credeau ei că locuia? Credeau că eu, nici măcar nu aveau informația concretă că este acolo, traumatizând din nou acei copii. Păi acei copii au rămas cu traumă pe viață. Dacă deci acei copii... Deci mama îmi povestea, zicea, Nico, când văd un polițist pe stradă, trag draperiile. Zice, nu mai pot. Zice, copiii mei nu mai pot avea două vorbe, schimba două vorbe cu niciun străin. Le este frică de orice om străin care intră. Traumă pe viață în numele, mă rog, asupra unor copii, în numele protecției lor. Asta este un mare paradox pe care nu reușesc să-l înțeleg și tocmai de aceea v-am invitat să... În numele protecției lor, în cazul romilor, nu? Că e... Deci e o nuanță aici pe care trebuie să o adăugăm. Și cumva această mentalitate, aceste stereotipuri și moștenite în istorie, din păcate, nu s-au schimbat. Din păcate. Dar asta e slujba noastră, adică să educăm și pe unii și pe ceilalți. Acum, da? Ca să fiu... mai optimist așa un pic. Măcar să dau aparența de obiectivitate, deși să recunosc că sunt revoltat de toate acele imagini pe care le-am văzut și am căutat să aflu de la dumneavoastră mai multe detalii. Ce le-am răspunde totuși acelor oameni care spun, voi, din cauza voastră se întâmplă lucrurile acestea, referindu-se la romi. V-ați dus unde v-ați dus, ați făcut, ce ați făcut pe acolo, ați furat, ați stricat, ați stricat imaginea României, chiar și la acele relatări de pe rețele de socializare. Existau astfel de comentarii împotriva romilor, chiar dacă situația era vizibil, una care măcar putea să cu care puteai să empatizezi și nu să fie așa de rece și să zici, din cauza asta, bine că v-au luat copiii. Ce le-am răspunde acestor oameni care, din perspectiva lor și poate într-un anumit procent, au dreptate? Eu nu sunt de acord aici. Vă rog să nu fiți ultima de acord cu mine. Sintagmă, au dreptate. Vă rog. Nu au dreptate. Pentru că aceste forme de a culpabiliza și de a găsi un țap ispășitor o întâlnim încă din anii 90, poate și mai devreme de anii 90. Culpabilizarea și de a-i judeca pe romi pentru o anumită situație particulară și de a se scuza populația majoritară sau cei care fac sau astfel populațiile de majoritare. Populațiile majoritare nu face decât să ducă problema dintr-o parte într-alta, și anume să nu recunoască rasismul care este foarte înrădăcinat, cultivat zi de zi prin diferite canale de comunicare, care ne duce către creșterea extremismului în Europa, în multe țări pe care le vedem deseori, incidentele pe care sunt reflectate pe canalele de comunicare. Deci toate aceste lucruri nu este decât combustibil de a alimenta o parte a populației că romii sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă rău în societatea în care trăim. Și din punctul meu de vedere este cu totul și cu totul neadevărat, este un fals. Pentru că de fapt și de îndrept vorbind, romii, la fel ca toți ceilalți, încearcă prin forțele proprii să-și găsească un loc în societate. Fie că vorbim de accesul la educație, fie că vorbim de un trai mai bun. Romii care au plecat în Marea Britanie sau în Spania sau în Italia, sau cetățenii români care au plecat din țară peste 4-5 milioane, nu sunt numai romi, 5 milioane de oameni care au ales să plece din această țară, nu au plecat de bine. Au plecat să-și găsească un trai mai bun, să-și îmbunătățească calitatea vieții,
să aibă acces la resurse pe care, pentru moment, posibil societatea românească să nu poată să le ofere. Romii sunt și ei înscriși în acest peisaj. N-am putea să-i culpabilizăm numai pe unii că imaginea, care e imaginea României? Imaginea României este cea pe care o facem noi în fiecare zi. Prin fiecare noastre, dintre noi. Nu putem să ne judecăm sau să vă judec eu pe dumneavoastră, dumneavoastră pe mine, pentru o faptă pe care eu am făcut-o. Nu e o culpabilizare comună. Fiecare dintre noi contribuim cu fapte bune, unii mai puțin bune, la ceea ce numim această societate. Nu plecați! Revenim în câteva momente. Societățile din Europa de Vest au funcționat într-un an, au primit oameni romi, cetățeni români de etnie romă și au reușit să încadreze piața muncii într-un fel pe care, în care aici nu au putut. Pentru că acolo sunt societăți bazate pe ceea ce știi să faci, nu pe câte clase ai terminat și pe diplomă, pe bacalaureat, da? Și atunci piața muncii din Europa de Vest cumva le-a dat posibilitatea oamenilor noștri să-și construiască o viață decentă acolo. Numai că acești oameni sunt invizibili pentru cei care sunt, ne blamează. Dragilor, deci nu vreau decât să vă puneți o secundă în papucii acelei mame care și-a văzut copiii așa. Asta e chestie de umanism, de minim umanism, până să înceapă să arunci cu piatră. Doi, suntem la 80 de ani de la Holocaustul Romilor. Pe 2 august am comemorat 80 de ani de la Holocaustul Romilor, când tabăra de romi de la Auschwitz-Birkenau II a fost exterminată. Nu vreau decât să le aduc aminte tuturor oamenilor, inclusiv românilor, inclusiv tuturor cetățenilor din lumea asta, că uităm foarte repede ce s-a întâmplat în istoria foarte recentă. Țapii spășitori au găsit și naziștii. Și foarte mulți. Și noi i-am susținut. Tăcerea unora dintre oamenii din jur. Și da, aveți dreptate, așa cum le dau unii oameni dreptate extremiștilor de dreapta astăzi, a făcut posibilă existența nazismului și Holocaustul. Adică, dacă nu ne trezim, cumva să spunem, nu e în regulă ce se întâmplă și judecăm omul după faptele sale, nu după etnia pe care o are sau după rasa pe care o are, atunci s-ar putea, din păcate, să asistăm la alte manifestări de genul, nu zic Holocaust, dar sunt niște pulbere, butoaie cu pulbere prin Europa care abia așteaptă să... care explodează și atunci cum putem să prevenim ca oameni, ca o umanitate, că ne numim umani, ce e uman în noi când facem asta? Adică aici pentru mine e reflexia pe care vreau să o las pe masă oamenilor, e când tăcem și nu acționăm și judecăm și găsim țapii spășitori, nu s-a întâmplat de mult asta. Sunt 80-90 de ani de când s-a întâmplat în istorie. Foarte puțin în termeni istorici. Vă rog frumos să nu uitați niciodată asta. Asta e să ne aducem aminte cum practica asta a dus în câțiva ani la Holocaust. Și atunci eu, pentru mine, e ca un fel de clopot din ăla care tot timpul mă trezesc și zic, dacă vreau să mă las de activist, păi nu mă las, păi. Și au fost conflictele interetnice, violente, de la începutul anului 90 pe teritoriul României. Iarăși o manifestare a urii. Adică, cumva, pentru mine, e că v-am zis că am fost la Auschwitz acum de curând, pentru mine Auschwitz este Meca. Mă duc acolo și îmi dau seama că eu trebuie să continui ceea ce fac. Să-mi apăr oamenii romii mei, adică și cumva să, nu numai să apăr poporul rom, să-l apăr, să-l servesc, dar în solidaritate cu neromii și în comunicare cu autoritățile, că știu că nu pot să fac asta singură. Dar pentru mine locul ăla este Meca. Mă duc acolo și înțeleg, da, noi trebuie să continuăm această cumva luptă. Și nu este numai pentru romi, e pentru democrație, e pentru a păstra cumva o siguranță individuală și națională pentru locul ăsta în care trăim cu toții.
Iertați-mă, mamă. Vă mulțumesc frumos și da, nu, am intrat în discursul meu și am îmbalat foarte tare. Chiar vă mulțumesc pentru această pledoarie de final pe care o faceți către umanitate și către a ne aduce aminte și vă mulțumesc și noastră, domnule Costel Bercuș, și noastră, doamnă Nicoleta Bițu. În timp ce vorbeați, mă gândeam că o introducere mai potrivită pentru materialul pe care invit pe prietenii noștri telespectatori să-l urmărească în continuare nu ar putea să existe. Vorbim despre Holocaust, 2 august, ziua comemorării Holocaustului asupra romilor. Vă invit să urmărim un material legat de acest subiect trist, această pată neagră din istoria României. E bine să ne aducem aminte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ați fost prezenți la această discuție, din care sunt convins că ați mai aflat câte ceva din această fascinantă lume a romilor, așa o numesc eu de cel mai multe ori. Sunt Sorin Sandu, vă invit să ne urmăriți de fiecare dată și am rămas cu această stare pe care mi-ați transmis-o. Rămâneți în continuare cu materialul despre Holocaust realizat de colegii mei. Pe curând! Prin rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015, ziua de 2 august a devenit Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor. Totodată, în țara noastră, prin legea numărul 124/2020, 2 august a fost declarată Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor, Samu Daripen, la inițiativa deputatului Daniel Vasile și a președintelui Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun. Cu acest prilej, în centrul Bucureștiului, la memorialul victimelor Holocaustului, a fost adus un omagiu memoriei victimelor de etnie romă. Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Romi, cu sprijinul Partidei Romilor. Au participat reprezentanții ai administrației prezidențiale, ai Parlamentului României, ai Guvernului României, Avocatul Poporului, membrii ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, membrii ai Corpului Diplomatic și organizații neguvernamentale ale romilor. Astăzi comemorăm victimele Holocaustului, Samu Daripen, Holocaustul uitat al romilor, și tocmai de aceea este foarte important ca an de an să participăm și să comemorăm victimele Holocaustului, atât ale minorității romei cât și cele evreiești. Foarte important este să ne cunoaștem istoria, tocmai pentru a învăța din greșelile trecutului, pentru a nu se mai repeta. Este important ca istoria minorității rome din România să devină o materie obligatorie și nu una opțională, pentru că înaintașii noștri nu au avut posibilitatea să aleagă între a fi sclav sau nu, sau între viață și moarte. Tocmai de aceea este important ca lecțiile trecutului să le lăsăm moștenire următoarelor de generații, tocmai pentru a nu repeta greșelile trecutului. Ziua de 2 august 1944 e importantă nu doar prin faptul că 3.000 de romi au fost uciși la Auschwitz, e importantă prin semnificația ei pentru înțelegerea faptului că romii au fost parte a Holocaustului. Știm că multă vreme, decenii la rând, suferința romilor în timpul nazismului și politica de distrugere a romilor a fost oarecum pusă deoparte. Romii au fost considerați un fel de victime de categoria a doua a politicii naziste de distrugere, a politicii de Holocaust. Ori, ceea ce s-a petrecut la Auschwitz-Birkenau la 2 august 1944 arată că a fost vorba de aceeași politică de distrugere și aceleași metode de distrugere. Evreii și romii au împărtășit exact aceeași politică, metodele de distrugere au fost aceleași. Este argumentul cel mai puternic pentru a arăta că romii sunt victime de aceeași categorie cu evreii ale Holocaustului. Și în toată discuția aceasta, care e veche, legată de romi, cât au suferit romii, comparația între romi și evrei, se încheie atunci când folosim
și istoricii folosesc asta și liderii politici romi folosesc asta, când avem acest argument puternic al evenimentelor din 2 august 1944. Iată, în proximitatea noastră își face simțită prezența o agresiune asupra unui stat, având la bază niște argumente care țin de etnie, populația rusofilă de pe teritoriul Ucrainei și felul în care au fost tratați, spun agresorii, este pretextul pentru care Rusia a invadat Ucraina. La 80 de ani vedem în continuare că încă discursul incitator la ură este prezent și nu doar în societatea românească. Apar formațiuni extremiste în toată Europa, apar formațiuni politice care câștigă mandate, fie în Parlamentul European, fie reprezentare la nivel local sau regional în state cu un background democratic foarte puternic și asta ne îngrijorează. Prezența autorităților centrale, a Guvernului României, mesajul președintelui României și a tuturor celor prezenți este acela de a protesta vehement prin mijloacele democratice și instituționale pe care le avem la îndemână împotriva acestor tipuri de mesaje. Holocaustul neștiut, Holocaustul romilor, este un moment pe care trebuie să-l împărtășim în mentalul colectiv românesc, astfel încât generațiile actuale, generațiile viitoare să înțeleagă trecutul istoric nu pentru a victimiza o populație, ci mai degrabă pentru a construi o societate mult mai sănătoasă, mult mai inclusivă, în care diferențele de ordin etnic, de ordin religios, nu și-au locul. Suntem într-o eră în care avem acces la tehnologie, iar ura față de celălalt, față de cel diferit, nu trebuie să-și facă simțită prezența. Inclusiv în România avem formațiuni extremiste care încă nu au coagulat un mesaj la adresa minorităților rome sau la adresa altor minorități, însă vedem în spațiul media, pe toate canalele, cum explodează de fiecare dată atunci când este găsit un pretext, mesaje de ură și de incitare la ură la adresa minorității rome, la adresa minorității evreiești sau altor minorități conlocuitoare. Ce s-a întâmplat în urmă cu 80 de ani, pe 2 august 1944, la Auschwitz-Birkenau? În perioada aia aveam 8 ani. A fost propriu-zis o perioadă de groază. A venit niște trupi, ne-au luat, ne-au îmbrâncit. Alții au decedat, călcau peste ei. Ați simțit mâna lui Dumnezeu asupra dumneavoastră? Da. Noi eram copii, ne-a protejat unii și am scăpat. Și ați scăpat. Ați mai fost, după 45, ați fost în lagărul Auschwitz-Birkenau? Ați fost să revedeți? Nu, am vrut să merg și n-am avut posibilitate. Aș vrea să merg. Deci vă doriți acest lucru la 80 de ani după atrocitățile de la Auschwitz? Da, îmi doresc foarte mult. În primul rând am transmis un mesaj din partea domnului ministru Natalia Întotdeauna, ministru Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în care ne-am arătat compasiunea și mai ales aprecierea față de acești supraviețuitori ai Holocaustului. Mai sunt încă printre noi și ne bucurăm că îi avem pentru a ne descrie tuturor celor care au rămas printre noi ororile prin care ei au trecut și iată au supraviețuit. M-am bucurat să văd astăzi ambasadori, ambasadorul Marii Britanii, doamna ambasadora Statelor Unite, care au transmis mesaje în limba română, ceea ce dă un mesaj puternic pentru întreaga comunitate romă de apreciere și mai ales pentru acești oameni supraviețuitori ai Holocaustului. Unul dintre supraviețuitori spunea că cea mai mare dorință a domniei sale este aceea de a merge la 80 de ani la Auschwitz. Vă dați seama câtă tărie să revezi niște locuri cu o încărcătură atât de puternică. Vă dați seama că această trăire a lor i-a marcat pe viață. Vă dați seama că nu pot uita astfel de lucruri, ororile la care au fost supuși și cred că este de datoria Partidei Romilor să facă un demers prin a însoți la acest lagăr de deportare pe el și pe ceilalți supraviețuitori care încă sunt în viață. Astăzi, practic, i-am comemorat pe cei care au pierit în timpul Holocaustului, pe romii noștri, pe înaintașii noștri și, într-adevăr, tot astăzi s-au împlinit 80 de ani de la atrocitățile comise împotriva romilor în 1944 în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau 2. Astăzi ne-am bucurat de prezența, într-adevăr, a
reprezentanților instituțiilor statului român. Am avut chiar și o prezență destul de consistentă din partea misiunilor diplomatice și din partea corpului diplomatic la nivel de ambasador. Ceea ce este important în opinia mea este să transmitem un mesaj întregii societăți românești că astfel de atrocități, astfel de episoade negre din istoria omenirii nu ar trebui să se mai repete niciodată. Mai mult decât atât, în mesajele pe care le-au transmis invitații, chiar și în mesajul transmis din partea mea și din partea domnului președinte Nicolae Păun, am făcut un apel către instituțiile statului, către cei care se află în poziții cheie, în poziții de decizie, să trateze cu seriozitate situația minorității rome. Trebuie să facă eforturi ceva mai consistente și am semnalat, de pildă pentru noi o urgență este atribuirea unui imobil, așa cum prevede legea de înființare a primului Muzeu Național de Istorie și Cultura Romilor, atribuirea unui imobil de către Guvernul României, Agenției Naționale pentru Rom, pentru înființarea, pentru demararea propriu-zisă a activității muzeului, care a fost stabilit prin legea pe care am inițiat-o anul trecut și care a fost adoptată de Parlamentul României. Și singura soluție pentru a combate acest fenomen este să informăm corespunzător pe oameni și să dezvoltăm și mai mult educația. Din nefericire, iată, avem mișcări politice care caută să folosească aceste tipuri de argumente în continuare pentru a ajunge la putere, așa cum s-a întâmplat înaintea celui de-al doilea război mondial. De aceea noi trebuie să reacționăm. Nu mai putem accepta, nu mai putem să tolerăm acest tip de limbaj și trebuie să reacționăm ferm, public, spunând foarte clar că societatea noastră, pentru a se dezvolta, trebuie să respingă intoleranța, să respingă discriminarea, să respingă rasismul.